Au încercat să iasă pe contraatac gazele, dar n-au reușit cu Zaharia. O încercare de lansare centrală și acum Toader. Pasă bună la Angelina. Angelina șutează și 1-0 pentru Mușelul Câmpulung. Excelentă pasă trimisă de Țețe Toader pentru Cristi Angelina, care iată deschide scorul în minutul 62. Iată pasa. Excelent Toader pentru Angelina, bine demarcat, venit de la limita offside-ului și marcând, deschizând scorul CS Ștefănești Mușelul Câmpulung 0-1 din minutul 62. Cristi Angelina, iată-l în imagine, este al treilea gol marcat în Liga a treia pentru Angelina, după două pe teren propriu cu Vișina 9.